pusese ăștia acuzile astea pe orașul nostru, o zonă nouă mai, parcă, o zonă rezidențială, unde n-aveai dracu nici măcar parc, nici măcar magazin, nici nimic acolo. Păi și ce faci acolo? Doar că stai tu în rezidențial, de-aia mai putut de rezidențial. În Oradea 40.000 e camera de cămin sau garsă. Aaaa! Tu, fată, te orientezi tu. La prețul ăsta sunt foarte scump, abia sunt la 70-80. Da, am văzut. În zonă bună, două camere, bloc nouți, coli 70. Ce ai, mă? De ce stă așa scumpe? Bine, repet, eu l-am luat acum 3 ani, probabil că s-au mai scumpit acum. Așteptați și voi, că mi se pare că o să mai scadă piața imobiliară. Într-un an scade, într-un altul crește și tot așa. Păi da, tu dacă vrei să faci rată, tu trebuie să îți și asumi faptul că în fiecare lună vei avea bani să plătești, că dacă nu plătești... Ne dă dirigenta pe grup cărți în format electronic care vă vor fi de folos în acești ani. Nu mai până să mai cumpărăm. E bună zona de vest. Este grânza 47 acolo și mai e și una privată la Ciceanu. Păi da, ce job are, că trebuie să aibă un job bun ca să îi dea ăștia, că o caută, cred că. De ce să-ți dau ție urmărire? Da, ce sunt eu? Ernest? Ochii din umbră? Ce sunt? Spion? Îți dau lui urmărire, auzi? Ce să te urmăresc pe tine? Call center la taxi. A, ești de aia care răspunde la telefon, faci comandă la taxiul? Faci comandă la taxi? Leșin cum îi am ieșit. Păi și vrei să-ți dea ăștia cu 20 de milioane salariu, frate? Nu cred că zic. Tu și vorbești acolo, eu habar n-am. Sau vezi și tu, caută la mai multe bănci. Care stă? Că, din câte am înțeles, trebuie să faci de-aia cu câte 5% avans, de la 20%, nu știu cum e. Și de unde ai bani să dai? Tu nu știu cât la sută din prețul apartamentului. Trebuie să ai bani. Mulți. Ah, băga mea și mi s-a pus cârcel. Păi da, dar și bărbaxul ce salariu are? Dacă are și bărbaxul 20 de milioane, voi ce credeți? Singura în 22 de ani. E clar. Nu, te duce că nu stă. Poate un maxim de ăla de nevoi personale sau cum se zice. Și n-ai ce faci cu banii. Ce faci, mă, fată? Ce cauți tu sub pat? Nu te mai duce. Păi da, pe bune, adică nu te duce, că n-are, ai și, e și mică, 22 de ani,
că nu știu de la cât dă ăștia și zi, e și salariu mic, nu-ți dă. Pă bune, cred că rădă și alea de tine, nu te duce, serios, nu te duce. Cica, nu te mai duce leșit. N-ai cum, dacă să stai cu chirie, când îți găsești și tu bărbat, să vă uniți, sau poate îți găsești unul cu casă, măi. Și nu mai te bagi nici în bancă, găsești și tu unul cu casă și bani mulți și zile puține. Eu glumesc acum, fată, tu nu te supăra că mai glumim și noi așa între femei. Și nu te mai bagi nici în bancă. Aia zic. Îți găsești și tu un bărbat și vedeți pe viitor ce faci. Să-ți găsești o chirie, dar chirie să-ți găsești și tu una mai... Tu din ce, cu ce mai rămâi dacă ai 20 de milioane salariu? Dai, cât dai la chirie? Doamne, ferește! Eu cu 20 de milioane fac de cât cumpărături și mă ajung cu 2 săptămâni, despre ce vorbim. Mâncare pe împărși la fată și... și mai trebuie. Atât cu 20 de milioane, pentru că toate alea sunt scumpe. Se mirase cineva, eram pe live, se mirase cineva acum, de cineva acum, da, cred că data trecută când am făcut cumpărături, se mirase cineva că, doamne,